se toarnă ultimul strat de asfalt pe Bulevardul Vidrighin. Amplul proiect este foarte aproape de finalizare. Zilele de foc însă au făcut ca lucrările să fie mutate pe timp de noapte, anunță primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Turnăm ultimul strat de asfalt pe Bulevardul Vidrighin. Din cauza temperaturilor sufocante din timpul zilei, am convenit cu constructorul să mutăm întreaga operațiune noaptea. Săptămâna aceasta lucrăm pe partea dreaptă, direcția înspre AM. La finalizarea lucrării trecerile de pietoni și pista de biciclete vor fi aduse la același nivel, la fel și capacele gurilor de canalizare. Este ultimul hop pe care îl mai avem și terminăm și Bulevardul Vidrigin. Un mare mulțumesc echipelor de pe teren și celor care locuiesc în zonă sau tranzitează pe aici, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.